Care este semnul primordial al unei biserici din nou legământ? Mulți cred că a avea un anumit tipar de conducere a bisericii și o formă particulară de întâlnire, dar nu este niciuna dintre acestea. Lucrul important despre o biserică este că ar trebui să aibă viață divină. Atunci când un copil se formează în pântecele mamei sale, în primele sale săptămâni, nici nu are forma unei ființe umane. Are doar viață. Forma sau modelul vine mai târziu. Același lucru se întâmplă atunci când o nouă biserică se stabilește undeva. Va dura ceva timp ca să apară modelul potrivit, dar între timp trebuie să existe viață. Semnul primordial al unei biserici noi testamentare este că Dumnezeu este prezent în mijlocul ei. Când biserica se adună și se vorbește sub ungerea Duhului Sfânt, cei care vin la întâlnire trebuie să se simtă condamnați pentru păcatele lor și astfel recunosc faptul că Dumnezeu este prezent la acea întâlnire. 1 Corinteni 14, versetul 24 și 25. Aceasta dovedește că o astfel de biserică are modelul corect. Dacă prezența lui Dumnezeu este absentă, trebuie să mărturisim că nu am ajuns la planul perfect al lui Dumnezeu și trebuie să ne pocăim.